Salutare, salutare, gașcă! Suntem alături de Fido la școala Escape și de copiii de la școala cu probleme speciale în Morodăi din București. Salutare, Fido! Salut, salut! Până acum copiii au dansat, i-au văzut pe cei din gașcă cum dansează, s-au descurcat binișor, zic eu, da? Da, e normal, pentru că la început copiii sunt mai rușinoși, da? Și ca să învețe foarte bine să exercite o mișcare, va trebui un antrenament mai îndelungat. De aceea, oricum, ei s-au descurcat chiar. S-au descurcat bine, da? Bun, hai că avem o idee. Fido să vă spună despre ce este vorba. Văd că cei din gașca ta s-au retras, nu vor să fie filmați. Oricum vă filmează Andrei, stați liniștiți. Avem o idee, o să vă spună Fido mai multe. Da, noi împreună cu redacția Forfan am inițiat un proiect cu școala de copii, școala numărul 2 din București, da? Și împreună îi vom învăța câteva mișcări de dans, da? Acum, dar până acum le-ai arătat tu, dar acum o să le arate chiar elevii tăi, da? Okay. Bun. Așa că fiecare dintre voi va lua în primire câte un elev de la liceu, da? De arte și meserii, numărul 2, pentru că mi-a spus Andreea, profesoara lor, să spun că este școala numărul 2, de arte și meserii. Deci veți lua câte un copil în primire și veți arăta o mișcare, da? Nu știu, mișcarea care vă place vouă cel mai mult și le arătați și lor, da? Ca să fim așa într-un... O atmosferă de familie. Exact. Bun, hai că o să vă filmeze Andrei. Hey, señorita, cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la amor. Ce am dansat, vrem să și vorbim un pic. Fido, cum ți s-au părut copiii până acum? Foarte, foarte ok. Cel mai mult mi-a plăcut pentru că au fost și receptivi, adică chiar au acceptat ca noi să le arătăm fără niciun prejudiciu. Și cel mai mult îmi place că ei chiar vor să facă ceva. Și asta e un lucru foarte important pentru că să dansezi este foarte, foarte creativ. Cum ți s-a părut elevul tău? Cu cine ai lucrat tu? Cu el. Cum ți s-a părut? Vino aici lângă mine. Hai. Nu are nimic, intri prin cadru un pic. Cum ți s-a părut mișcarea pe care te-a învățat Fido? Super fain. Da? Ai vrea să mai dansezi? În continuare. Da? Bun, hai să vedem mai departe. Cine a mai predat de aici? Tu ai pe cine ai învățat tu? Pe Andrei. Andrei? Andrei. El, da. Cum a învățat? Ce i-a arătat? S-a descurcat chiar mai bine decât mă așteptam.
și am văzut că face pace foarte bine și este receptiv la mișcările pe care le predau. Îți place să fii profesor? Da. Ești mai bună ca Fido? Nu. De la cel mai bun. Și cum ți s-a părut ideea de a învăța și tu la rândul tău pe altcineva? A fost foarte plăcut. Chiar mi-a plăcut. Da. Pe cine ai învățat? Pe Betty. Betty, ai învățat? Ai prins mișcarea? Da, și este foarte bine, ok, să înveți de la alții. Băi, întindem pe aici. Bun, hai să mergem mai departe. Ups, cum te numești? Alina. Alina, tu pe cine ai învățat? Pe Gabi. Pe Gabi? Și a prins mișcarea? Ce mișcare ai arătat? Mai greu de spus ce i-am arătat. I-a arătat mișcarea de la Alex Velea, cu Don't Say Sover, nu? Nu. Da, cine a arătat? A, tu i-a arătat. Dar a prins ideea? Da, la început a fost mai greu, dar s-a descurcat. Am înțeles. Ok, vouă cum vi s-a părut? Super cool, adică a fost totul super fain, super șmecher și vrem... Șmecher, da? Bun, băi, Andrei, a fost super șmecher, asta e ideea, oricum ne-am simțit bine până acum și cred că mai continuați, Fido? Da, de ce nu? Adică e important... Adică mai dansați în continuare, asta da, da, important e ca ei să vor să meargă mai departe. Bun, hai că copiii dansează, da? O să vă filmeze Andrei, care n-a vrut și el să danseze. Ne-ai spus ceva mai devreme despre participarea voastră la România au Talent. Spune-ne cum a fost. A fost wow. În primul rând spun asta pentru că e experiență de neuitat. De ce? Toată lumea vine acolo ca să-și etaleze talentul și mai mult de atât să câștige o experiență și un plus de moralitate față de el însăși. Ești un pic obosit după curs, așa că te înțelegem. Spune cum a fost pentru tine. A fost o experiență foarte plăcută.
Ați participat cu toții? Trupa oficială. Da. Toții înseamnă nu toată sala, doar cei aleși pentru trupa oficială SK București. Am înțeles. Cum a fost pentru voi? A fost distractiv, o experiență nouă pentru noi și ne-am dat o silință și am muncit foarte mult. Credeți că mergeți mai departe? Sigur, de ce nu? Atâta timp când ne dorim asta foarte mult, o să mergem. Spune-ne, cei care să vadă materialul pe site și vor să vină să danseze alături de voi, să se înscrie la cursurile școlii de dans Escape, cum o pot face? Foarte simplu, tastăm www.escapecrew.ro, pe Facebook ne găsiți pe Escape București, pe Twitter la fel Escape București și pe ID-ul de Messenger escape.crew. Bă, sunteți dotați, mă, ce să mai... Da, oricum noi mulțumim tuturor persoanelor care ne sar în sprijin, mulțumim redacției For Fun și eu le mulțumesc lor și ei sunt familie. Și noi vă mulțumim frumos că ne-ați primit alături de voi și spune-mi dacă vă putem vedea alături de vreun artist dansând. Da, noi în prezent dansăm pentru un artist. Acum, recent, am primit și o ofertă de la același artist, foști artiști al lui Edor Maia, J. Alexandru Insara. Voi participa împreună cu componenții trupei Escape alături de ei în concerte la început de melodie. Am înțeles. Ok, dragi prieteni, cam ăsta a fost materialul nostru. Intrați pe redacția For Fun, mergeți la dans. Yeah, I got my legacy right. Got my money right. This is the pressure, about to fuck the electro. Make me that song, so unite as a treasure. And it's my pleasure to make you niggas proud. Smoked and I let it out. Shout out to the homies, like damn, that ain't getting out. Shorty bad, she got a weed, better sweat it out. West to range, that's what happened, I'm letting out. Better let it, yeah, the niggas getting checks. Get it right, shit, one day, boy, no sex. If you ain't doing what you wanna do, do it how you want. Come down, you wanna have a movie, do it how we want. See the movies where it's at, do it how we want. Do it how we want.